echipa cea mare a venit. Dubla confruntare Astra-Steaua a intrat în linie dreaptă, iar meciul din această seară este considerat confruntarea campionatului. Astra conduce detașat în fruntea clasamentului, iar meciul de pe Național Arena și cel de sâmbătă de la Giurgiu sunt decisive, mai ales că Steaua Românească versus Astra Internațională încheie turul Ligii 1. Susținătorii Astrei sunt optimiști și speră ca echipa lor să fure puncte prețioase Stelei. Un pronostic pentru meciul din seara asta? Cel puțin 2-0 pentru noi, că e necesar. Care ar fi aturile Astrei în fața Stelei la ora actuală? Foarte multe aturi, pentru că suntem mult mai buni, mult mai buni. Extraordinar de buni. Cornel, un pronostic din partea ta? Merităm, două cel puțin le dăm, că trebuie odată să cadă și Steaua după locul întâi, să mai fim și noi lideri, nu? Trebuie! Altra! Trebuie să-i batem în seara asta. Și pentru sâmbătă? Dacă scoatem un 0-0 acasă e excelent. Oricum, dacă îi batem acolo, nu ne mai trebuie decât un 0-0. Da, s-ar putea să ne dăm și una acasă, că să ne fie învățătură de minte. Care meci e mai greu, ăsta din seara asta sau cel de sâmbătă? Cel de sâmbătă e mai greu. Da, așa e. Cel de sâmbătă. Stăm mai acasă, ne facem o surpriză și sâmbătă ne mai dăm una, două, nu? Da. Ca să liniștim. 2-0. Având în vedere jocul foarte bun al Astrei care le prestează în deplasare, nu ar fi o surpriză dacă ar bate Astra. Ar fi chiar un rezultat mult așteptat și logic. Care meci e mai greu, cel din seara asta sau cel de sâmbătă? Cel greu este cel din seara aceasta, deoarece te joacă cu proprii suporteri suspendați, dar în București, și este mai greu pentru asta. Dar Astra joacă bine în deplasare, să sperăm că vom învinge și în seara asta și sâmbătă. Pe Națională Arena, Astra va intra cu doar 4 români, restul lotului fiind jucători străini. Echipa Stelei este mult mai românească pentru că va utiliza decât 3 jucători din străinătate. Pentru Steaua, meciul din această seară cu Astra este important nu doar prin prisma luptei pentru titlu, ci și în ceea ce privește clasamentul spectatorilor, acolo unde marea rivală Dinamo a dominat prima parte a campionatului. În prezent, albroșii au medie de 9.530 spectatori înregistrați în cele 10 jocuri acasă, cu peste 1.000 față de Steaua. În cazul în care meciul Steaua Astra va aduna în tribune cel puțin 16.300 de spectatori, roșialbaștri vor încheia anul pe prima poziție. Meciul din această seară va începe de la ora 20:30 de minute, iar cei care nu sunt pe Național Arena îl pot urmări pe Digisport și live text pe gsp.ro.